De ce încep cu blândețea? Pentru că spune Mântuitorul, fericiți cei plânzi, că aceia vor moșteni pământul. Deci din prima clipă de când a făcut pământul, toată creația și pe om, ca un preot al ei, un preot care se închine lui Dumnezeu lumea, bucurându-se și el de ea, bine, din primul moment, el avea pacea în sufletul lui și avea blândețea, pentru că a văzut blândețea la Dumnezeu. Cum se purta Dumnezeu cu Adam, ca și cu un copil? Dar blândețea este starea cea mai interioară a omului, starea originală, de aici, de la blândețe. Însă, într-o societate ca cea de astăzi, parcă nimic nu te mai îndeamnă să fii blând, dimpotrivă. Dimpotrivă, când ești pe stradă și toți se întrebesc și se întrebesc și la o luptare, nu să mai fii blând și mai spun și cuvinte rele și așa mai departe. Fericiți și blânzi ca aceia vor moșteni pământul. Nu spunem noi de blândețe lui David, așa vorbește Sfânta Scriptură. De ce i-am venit față de toți și de aceea îl iubeau iudeii. Dar blândețele Sfântului era Nicolae, echipa al blândeții. Mânia întunecă mintea, în primul rând. Întunecă veția, puterea rațională a omului, așa întunecă mânia. Deci omul mânios nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. Omul mânios strică toate relațiile cu cei din jurul său. Zice Sfântul Apostol Pavel, mâniați-vă, dar nu greșiți. Adică, supără cineva și te supără când îl auzi că îl bucurește pe Dumnezeu sau pe aproape. Asta e singura mânie posibilă pentru creștini. Te mânii pentru că îl vesteamă pe Dumnezeu, te mânii pentru că faci o nedreptate. Da, dar mânia asta să nu te îndemne la greșeală, ci la vigilență. În același timp, răspunsul tău să fie cu blândețe. Da, frate, dacă ai greșit, Dumnezeu totul să știi că te iartă și te iert și eu. Că am voie să nu te iert dacă te iartă El. Deci dacă am recâștigat blândețea, am repune raportul dintre noi, legătura noastră de fi cu Dumnezeu și cu aproapele în locul în care îi se cuvine. Și blândețea aduce cu sine pacea inimii. Și aceasta ne lipsește foarte mult. Pacea inimii, în adâncul tău să ai un echilibru. Că din acest echilibru vine și discernământul, știi, să iei în orice împrejurare cea mai bună decizie. Știi, în orice împrejurare, să-L vezi pe Dumnezeu prezent lângă tine, pe Mântuitorul Hristos, și atunci te rușinezi. Nu doar să-i faci rău aproape, ci și să gândești despre aproape de tău. Te rușinezi că El, ca știutor al inimă, știe ce este și în mintea ta și în sufletul tău. Cei care au avut pacea inimii, sigur, au fost primii Sfinții Apostoli, mai ales după înviere. Când s-au tulburat ei, amintiți-vă, în noaptea Sfintelor Potrivit. Cum a pus frica stăpânire pe ei și toți, cu excepția Sfântului Ioan Evanghelistul, au fugit. Numai el și sigur și Sfântul Petru a intrat în curtea judecătorilor să vadă ce se întâmplă cu Iisus. Dar ultimul a rămas Sfântul Ioan Evanghelistul, apostolul și teologul iubirii. Iubirea nu are nicio margine. Iubirea te duce la cel pe care îl dorești și nimic nu l-a despărțit pe Sfântul Ioan de Mântuitorul Hristos. El a stat clar strignire și prea Sfânta Maică și Fecioară. Ei bine, aveau și ei să primească odată cu pacea lui Iisus care le-o dă, și astea sunt primele cuvinte după înviere. Le dă pace și le dă pe Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este cel, este împăciuitorul sufletelor noastre. Am putea noi să facem orice efort, dar nu scăpăm. Nu scăpăm de tulburarea asta a vieții care ne vine fie din afară, fie din interior, din gândurile noastre adunate, din prea multele împrăștiri ale gândului nostru. Și atunci nu vom avea pacea aceasta interioară, nu vom avea discernământul, nu vom ști să vedem prezența lui Hristos și faptul că ceilalți, chiar dacă ne greșesc, în adâncul inimilor au și un rest de bunătate. Orice om are un rest de bunătate. De aceea, Sfântul Pavel ne învață ca să facem bine celor care ne fac răul. Și atunci, nu numai când ne înrăim noi, dar le dăm și lor o șansă să redevină bun. Pentru că ei, uimiți, vor constata ce se întâmplă cu omul acesta. Eu i-am făcut rău și el răspunde cu bine. Nu se poate. Să știți că religia creștină așa a câștigat toată antichitatea.
Pentru că Evanghelia Mântuitorului este așa de simplă ca o înțeleză și niște pescari. Dar pentru că ea merge la origine, merge la esență. Omule, întoarce-te la omenia ta, adică întoarce-te la starea în care te-a făcut Dumnezeu și le vei câștiga pe toate. Creștinii din primul secol erau uimitori. Se uimeau greci, mari savanți, înțelepții lor. Se uimeau latini, romanii care cuceriseră tot spațiul mediteranean. Ce fel de oameni sunt aceștia? Ce fel de oameni care știu decât un lucru, să ierte. Au început persecuțiile, a curs sânge, creștinii iertau. Creștinii se rugau, împoveneau pe împărat în rugăciune, că zice Sfântul Apostol Pavel, că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, ci ca o paranteză, în timpurile de dinainte de 90, mulți considerau că biserica greșește când se roagă pentru stăpânitorii din vremea aceea. Dar așa trebuia să facă. Și așa face și acum și va face totdeauna. Chiar dacă stăpânitorii greșesc, că pronia lui Dumnezeu are grijă pentru stăpânitorii. Și prin ei, uneori ne mustră, ne ceartă, și în față, Dumnezeu. Să vedem lucrurile acestea în adâncimea lor. Și atunci, ai de câștigat pacea sufletului, pentru care unii se fac monahi, plecau în pustie, pentru că vedeau că nu pot depăși cumpărarea din cetăți și din sate și se refugiau acolo. Fugi, taci, liniștește cele trei comandamente pentru a câștiga liniștea sufletului, isihia, cum se spune din Marea. Fugi, adică nu sta împotriva lumii, că nu o să-l biluiești așa ușor. Fugi de ispitele lumii, nu de lume, că lumea nu era în sine, ci ispitele ei, pervertirea sensurilor care se întâmplă de atâtea ori în lume. Fugi, în al doilea rând, taci. Dar taci nu înseamnă doar să nu vorbești. Asta nu e chiar greu așa. Ți-i fui să taci și pentru o vreme vei tăcea. După aia vei vorbi iar. Nu. Taci, adică nu te potrivi lumii cu percepțiile ei, cu cunoașterea ei superficială, cum se vede și astăzi, cu clevetirea ei, cu judecata ei nedreaptă. Să taci ca să se potolească pornirile. Avem și noi uneori porniri iraționale, astea sunt pornirile păcatului. Toate lucrurile le-a făcut Dumnezeu rațional. Numai nu este rațional, dar nu e irațional, dar nu e făcut de Dumnezeu. E păcatul care să fugim noi. Acesta e singurul lucru irațional în lumea aceasta. Să fugim de iraționalitatea lumii. Că lumea își pierde și ea sensul dacă o vezi doar într-o lumină negativă și rea. Și dacă ai trecut, se liniștește și simțurile și înțelegerea ta și vei primi acea liniște care este, de fapt, cum vă spuneam, pacea interioară a inimii. Dar facem și pasul următor, pentru că lupta asta nu e doar pentru mine și nu mă interesează de ceilalți. Nu, eu trebuie să fiu bun. E două motive. Una, că bun e Dumnezeu și bun mă vrea, dar și ceilalți au nevoie de bunătatea mea, cum și eu am nevoie de bunătatea lor. Și atunci urmarea este că sufletul sensibilizat de rugăciune, de pocăință, de apropierea de Dumnezeu, devine un suflet generos. Creștinii au fost și nădăjduind că totdeauna vor fi foarte generoși. Păi, câtă generozitate trebuie să ai, că dacă își cere unul haina, să-i dai și cămașa. Sau noi n-am ajuns acolo. Poate unii dintre noi neștiuți au ajuns și acolo. Unde nu te aștepți, vezi mai multă milă. Unde nu te aștepți, s-a spus în poporul, la noi în popor, că mai ușor de săracul decât bogatul. Pentru că săracul nu și-a lipit inima de ceea ce are. Și când vezi, un om sărac ajută alt sărac, atunci, într-adevăr, te uimești și vezi că sufletul poate fi generos. O condiție, să nu se înrobească după avere și după toate agonistrile, care cele mai multe, nici măcar nu mai sunt de folos. Facerea de bine, creștinul se definește prin generozitate și prin faptul că este interesat de ceilalți. Uneori se uită pe sine. Uită, nu vrem să facem așa? Pe acum Dumnezeu în legea firii lucrul acesta. Și unde facem? Vă fac o analogie, o comparație care era foarte scumpă părintului profesor Dumitru Stăniloae. Și o folosea și ne spunea studenților. Analogia dintre mamă și copii. Că parcă acolo se descopere autenticul mamă cel mai mult. Nu se uită mama pe sine de grijă a copilului?
Nu se spală iar noaptea dacă plânge copilul, își spune că urmă stai că n-am dormit 8 ore. În niciun caz. Fuge cu el în brațe la medic, face orice, să uită pe sine. Păi asta ar trebui, vedeți că dacă e natural ceva, că ne-a pus Dumnezeu firea noastră, ar trebui să o facem și în mod conștiincios și nu numai când îți plânge un copil, dar când plânge și vecinul, că nu are ce faci, că nu are cu ce mânca sau cu ce se îmbrăca, atunci să nu pregeți tu ca și creștin. Știți lecția care a primit-o Sfântul Antonie cel Mare? Cu siguranță, da? Dați-mi voie să o repet eu acum. El care era și el uneori ispitit, că și în pustie poți fi ispitit. Și la un moment dat i-a trecut așa prin gând, că uneori fulgerătorul fiind ispitele și spune oare se mai nevoiește cineva ca mine, a mai ajuns cineva la măsura asta? Ai spune că e un gând nevinovat, a pus să știe despre el însuși. Și atunci ai vine un glas care îl trimite, du-te în cetatea Alexandrie, care era în Egipt, în pustiul Tepe, la o mare cape, care era curelar, făcea curelar. Un om obișnuit, un om simplu, era cărturat sau intelectual. Și se duce, îl vede, trece prin un el, acela se scoală, vede un călugă, Sfântul Antonie era călugă, și insistă să-l găzduiască, să-l primească. Și până la urmă Sfântul, mai ales că știa că acolo trebuie să ajungă, a primit să intre. Și după ce s-au i-am dat ceva să mănânce, s-au rugat împreună, Sfântul spune, zice, uite, eu știu mai multe despre tine, dar spune, care e viața ta? Pentru că mi-a spus la început Sfântul, vreau să învăț de la tine. Deci pentru asta a fost să tine, să înveți. Și ce lucruri formidabile făcea omul acela, care era muncitor cu palmele, nu? Și ce spunea? Din averea mea, din ce câștig eu din munca mea? Dau o treime biserici, o treime la săraci, o treime păstrez eu. Și ce mai faci? Ce mai faci? Seara nu intru în casă până nu găsesc pe cineva să îl chem la mine, să-l ospătez și dacă e călător, să-l găzduiesc. Ospitalitate. A plecat Sfântul Antonie foarte uimit. Și a zis, iată, te poți bătui și în mijlocul lumii, în mijlocul cetății, fără să stai de dimineață până seara, începi să te rogi cu măruios sau fără să postești în continuu și ce să poți să ajunești și așa mai departe. Nu că acela n-a ajuns o viață creștină. Da! Atenție! Dacă faci numai pentru tine, nu o să ai parte de un progres. Pentru că mândria e foarte aproape. Și dacă nu te raportezi la acela și mai la Hristos, cazi în păcatul mândriei. Știți unde vreau să ajung? Noi îl definim și noi, Sfântul Ioan Evanghelistul, l-a definit prima dată pe Dumnezeu că e iubire. Și e iubire nesfârșită. Unde s-a descoperit prima dată Dumnezeu? În fața cui s-a descoperit El și ca treime de persoane, dar și ca mult iubitor față de neamul omenesc, creația sa. La stejarul imamului. La ceea ce se cheamă filoxenia, adică iubirea de străin al lui Abraham. Nu s-a descoperit oricum, să merităm mai adânc la asta. Și s-a descoperit când treceau cei trei îngeri care figurau Sfânta Treime prin fața corpului lui Abraham și Abraham a ieșit. Pentru că era părintele credinței, de la el s-au întors oamenii la credință și el a făcut dovada supremă a credinței și a spus, stăpânul meu, nu trece pe locul tău cu vederea, vino să te găzduiesc, să te hrănești și așa mai departe. Vedeți cum se descoperă Dumnezeu? Așteaptă de la noi să facem gestul, suntem capabili să-L primim sau El poate să vină și noi rămânem reci și indiferenți. Nu! Gestul acesta l-a cucerit, așa zicând pe Dumnezeu, adică era gestul care l-a așteptat, așa cum mai târziu avea să aștepte de la o fecioară aleasă din neamul Israel, adică Sfânta Maria, acel fie mie după cuvântul tău. L-a așteptat Dumnezeu. Nu se pocora pe pământ fără acel apel tainic, da, Doamne, iată roaba ta, iată roaba ta. Deci când îl cheamă, îl poftește la masă și taie vițelul Abraham și are să prefigura taina jertfei lui Hristos, cum avea să se prefigureze și atunci când îi va cere Dumnezeu să-l ducă pe singurul fiu Isaac pe muntele Moria și acolo să-l jertfească. Dar nu era nevoie să i-a pus credința la încercare. Am fi noi astăzi în stare să trecem un astfel de examen? Să ni se pună așa de mult credință la încercare? Nu știu dacă am trece acest examen. Dar vreau să rețineți că se descoperă Dumnezeu ca iubire când omul își arată iubirea lui cea dinăuntru. De aceea, în creștinism, de la început de 2000 de ani până astăzi,
mare virtute este aceea să primești de străini în sensul filospătescu. Erau mai înainte, mai ales înainte, când mergeau trecători de la, de la distanță mari și trebuia cineva să-i găzduiască. Vedeți generozitatea creștină, omenia, cum s-a spus la noi, în spiritualitatea poporului om. Adică, de ce omenie? Pentru că atunci îți arăți adevărata ta față. Când faci bine celuilalt, când nu ești indiferent față de el. Mare pericol pentru sufletele noastre astăzi este indiferența. Nu necredința. Nu necredința, pentru că după 90 s-au construit de la biserici și lumea are unde să meargă și sunt mulți preoți, slavă Domnul, și așa mai departe. O indiferență. Sunt lângă atâți oameni indiferenți, trecând și pe lângă biserică și trecând și pe lângă aproapele, indiferenți. E, nu, ia să întunecă icoana sufletului meu, când devenim indiferenți față de suferința celuilalt. Totul începe de la aproapele meu. Aproapele meu, bucuria mea. Pentru că prin el va ajunge la Hristos și nu fără de el. Să reține, a creat Dumnezeu umanitatea sub forma familiei, și în cer, dacă ne vom mântui, vom fi cu adevărat o familie. În tot ce are mai bun, mai autentic, familie. Că te temi oriunde, dar în familia ta trebuie să nu există nicio temere. Bine, sub forma aceasta familie, le-a creat Dumnezeu și așa ne vrea. Unde familia care astăzi e agresată, știți bine, din toate direcțiile. Dar ne sprijinim fiecare familie de creștini ortodox pe marea familie a bisericii. Definită familia familiilor. Aici când câștigăm noi starea de frățietate. Aici creștinii, dacă în urmă chiar își dădeau sărutarea păcii, care acum își dădeau preoții, din ați disciplinare, adică trebuie să-mi să turbure, facă turburarea în biserică, doar preoții în altar. Înainte nu poți să rostești crezul, nu poți să spui, cred într-unul Dumnezeu și așa mai departe, dacă ție ține diferent ce ai venit și ești șertat cu aproape. Nu stai într-o strană, ești într-o strană și nu te înțelegi bine. Nu. Recâștigă starea de frățietate și apoi te va recunoaște Hristos și Dumnezeu Tatăl prin Hristos că ești Fiul Lui. Deci întâi ne împăcăm unii cu alții, pe aia mărturisim și mai apoi ne și părtășim pe Hristos. Acestea sunt etapele. Și pe măsură ce înaintăm în Sfânta Liturghie, icoana sufletului nostru prinde strălucire. Din de la început, conturul se vede din nou frumusețea ei, după aceea tot mai multă strălucire. De ce? S-a apropiat Hristos de noi și de El. Dar ne-am apropiat și de ceilalți. E foarte bună analogia aceasta. Soarele și razele lui, da? Ce se întâmplă când mergi pe firul razelor spre discul solar? Razele se apropie între ei. Între ele. Noi mergem spre Dumnezeu voluntar și involuntar ne apropiem de ceilalți. Nu e doar Dumnezeul meu, nu e doar Mântuitorul meu, Iisus Hristos. Nu, e al nostru. Rugăciunea care i-a învățat Iisus este Tatăl nostru, nu Tatăl meu. Ca asta ar fi dus la individualism, boala secolului nostru și a secolului trecut și a avut-o secolului în istoria omenirii. E Tatăl nostru, deci voi suntem frați între noi. Le mai spun unor studenților. Sfinții Îngeri, pe care Dumnezeu i-a făcut cu totul altfel, i-a făcut dintr-o dată pe toți, știu mult mai bine decât noi lecția frățietății. Ei nu știu în schimb altceva, ceea ce știm noi, făpturi mai mici, dar cu cât ești mai mic, în ordinea duhovnicească, Dumnezeu îți dă mai mult har. Să reținem. Noi știm relația dintre tată și fiul. Suntem întâi fii, după aceea suntem tați sau mame și așa mai departe. Cunoaștem amplitudinea familiei. Dar Sfinții Îngeri știu bine relația de frățietate și vor să ne-o insereze și în sufletele noastre. Se roagă pentru noi, de aceea avem fiecare un Sfânt Înger Păzitor. Și el știm că se întristează când ne vede că urâțim chipul lui Dumnezeu din noi, dar se bucură foarte mult că vede că devenim și noi ființe de lumină. Vom aduna și e convingerea noastră a tuturor și în acest post, cu ajutorul lui Dumnezeu, pas cu pas, etapă cu etapă, lumină din lumină, din lumina Sfintei Trăimi, din lumina învierii care se apropie. Dar mai ales, începutul este cu lumina pocăinței. Lumina pocăinței, care este o mare taină, o mare taină cu toate legăturile noastre. Ne-am legat de sute și mii de ori. Cineva poate să ne dezlege. Noi sigur nu mai putem. Cum zicea o mare teolog, de căzut caz singur în păcat. De ridicat niciodată singur.
dacă nu se întinde cineva până la ajutor, și mai ales duhovnicul, dacă nu se întinde. Deci ne ridicăm și atunci se luminează sufletul nostru. Poate nu reușim ca fiecare să vedeare, chiar să facem curat în tot sufletul nostru. Dar important e, cum tot Părintele Stănevoaie ne spunea, să mergem și tot mai rar să greșim, tot mai puțin să supărăm pe Dumnezeu și atunci lumina va invada sufletul nostru. Și icoana noastră, noaptea de Învierii, icoana sufletului nostru, cămara sufletului nostru, în care îl chemăm pe Hristos, îl poftim pe El să intre acolo, va fi curată cu adevărat. Și El ne va recunoaște, se va recunoaște pe sine. Pe sine. Ne spunea Părintele Profesor Galeriu, 40 de ani în urmă, nouă ca studenți. Domnul studenți, când zice Iisus fecioarelor celor neînțelepte sau nebune, nu vă cunosc pe voi. Păi cum să vă cunoască Dumnezeu? Că ne cunoaște pe toți. Și El tălmăcea așa. Nu mă recunosc pe mine în voi. Adică nu mă recunosc chipul meu pe care l-am simit în voi. Că dacă păstrați acel chip autentic ca o icoană prea frumoasă, voi n-ați fi adormit când era întâlnirea cu mine, când vedeam eu mirele de la miezul nopții. Și de aceea nu le-a mai recunoscut, pentru că nu vedeau mine. Și ca să nu uităm toate lucrurile acestea, și ca să nu ne fie greu în postul acesta, și în dorința de a curăți icoana sufletului nostru, prin blândețe, pacea inimii și prin facerea de bine, să ne amintim de cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care ne privește pe toți. Deșteaptă-te celea ce dormi și te ridică din morți și te va ridica Hristos. Să ne deșteptăm la ceasul rugăciunii, să ne ridicăm din boala păcatului care e o moarte spirituală și Hristos ne va lumina și vom avea bucurie în noaptea Învierii. Amin. Deci blândețea, alesiu, da? Blândețea. Doi, ce aveți? Pacea. Dați că aveți mult. Și? Și bunătate. Da, omenia. Plecăm cu aceste trei culori. Să plecăm cu ele acasă. Sunt hrana noastră pentru tot nostru. Vedeți? Noi ne gândim la post, ca la o povară. Dar cât de mult deasupra postului, plânării, de la bucate, de aceste trei culori, în care noi să ne restaurăm chipul interior cu ajutorul Mântuitorului Hristos. Vă mulțumim din suflet și să vă respectați Dumnezeu pentru aceste daruri pe care ne-ați oferit de seara.